Astăzi ne vom uita la noul film Cartoon Cat în viața reală. Ați auzit foarte bine, frați și surori, bine ați venit la o nouă reacție horror la mine pe canal. De data aceasta, fraților, vom face ceva foarte, foarte special, deoarece am descoperit un nou film în viața reală și am văzut că vă plac foarte mult genul ăsta de filme cu creaturi în real life și se numește Cartoon Cat Animation Horror Short Film, adică este un nou film cu Cartoon Cat care are undeva la 9 minute și pe lângă chestia asta, boys, are niște invitați speciali, adică nu este numai Cartoon Cat, sunt mai multe personaje de genul. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, boys, să nu mai pierdem timpul și am auzit că în acest film o să o vedem pe Cartoon Cat Zilla. Nu știu ce înseamnă asta, poate, da, o să aflăm. Deci nu uitați de aici de subscribe. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să vedem care este treaba cu acest film, pentru că eu sunt foarte, foarte curios. Let's go! Nou film, mamă, deci cât am așteptat, boys, un nou film de genul cu real life și cu toate astea, în efectiv l-am așteptat o tonă. Hopa, deci băiatul ăsta se află undeva la un hotel și se uită după Cartoon Cat. Ok, deci Cartoon Cat este în fața hotelului. Bun. Sau e o hotel ăsta sau ce o fi, boys? Mi pare un hotel, nu cred că e casa lui așa de mare cu toate astea. Sau poate e casa lui, nu se știe niciodată. Uite, l-a văzut Cartoon Cat. L-a văzut, mamă. Intră înăuntru, holy shit. Holy shit, începe, intră înăuntru. Mamă, face, da, deci o chestie asta, că asta nu e un... nu e o cameră normală, dar asta e o cameră de hotel. Da, vedeți, boys, este doar un dormitor, este o cameră de hotel. Bun, deci asta se ascunde sub pat. Mamă, s-a deschis ușa! Se aude sunetul de miau. Acolo e. Mă, boys, oare ce o să fac cu el? Mamă, l-a prins! Ok, deci l-a prins și l-a dus undeva. Bun, l-a dus în locul ăsta. O fi că locul ăsta e, nu știu, pare așa, bloc abandonat cu mizerie. O fi că e locul unde activează Cartoon Cat. Gen, cred, nu sunt sigur. Ok. Mamă. Bun. Aaaa, boys, personajul ăsta era Godzilla. Aaaa, boys, vezi, oficiezi, cred că Cartoon Cat o să mănânce pe Godzilla și o să se transforme în Cartoon Cat Zilla. Cred că asta e povestea filmului. A mâncat-o, bun. Mamă, ce s-a lungit, boys. Ok. Asta chiar e ciudat. Da, și acum este altă persoană targetată de Cartoon Cat. Ajunge pe Cartoon Cat Zilla. Aaa, da, bă, e Cartoon Cat care scoate foc, băi, cum scoate Godzilla. Este Cartoon Cat Zilla. Uitați-vă la ea, da. Holy shit, boys. Cartoon Cat Zilla. Da, da, da. Știi exact despre ce e vorba aici. Uitați-o, boys, pe Godzilla cum sta acolo în gură la Cartoon Cat. Bun. În continuare, na, persoana asta e afară. S-a băgat în chestia asta, trebuie să evadeze cumva, nu? Fugi de aici, frățiorul. Sau cine-i fi tu? Fugi. Deci, boys, inițial am văzut un comentariu, dar acum nu-l mai găsesc, în care zicea că filmul ăsta este efectiv coșmarul oricărui măritor de creaturi de genul gen. Efectiv, e ca un coșmar. Opa, a picat ceva, cred că Cartoon Cat a venit. Mamă. Wow. Bă, frate, ia. Ok, iară l-a luat. Bun, acum e în mașină. Ce o să facă? Ce o să facă, boys? Vrea să dea în spate, a? Dar o să fugă Cartoon Cat după el, n-a niciun sens să dea în spate, nu? Da, uitați-vă că fuge deja. Aaaa, s-a împiedicat fraierul. Calcă-l, bă, calcă-l! Așa, calcă-l! Bine, așa, bro, bine! Mamă, dar stai că mai e cineva în față. Mamă, e Siren Head. Babă, dă-i spate, dă-i spate, dă-i spate, iară-te, tot ce te-ai plecat.
Mamă, boys. Vine și Sarahead, vine și Sarahead, vine și Sarahead. Mama, a dat deja peste Cartoon Cat. A, s-a împiedicat și Sarahead. Bă, ăștia-s proști, se împiedică, ia calcă pe amândoi, mă. Așa, bro, așa, ha, ha. Perfect. Ia uite și pe Among Us, jos. Bravo, mă, a reușit să ducă... Să o moare tot. Bravo, boys, bravo. Mișto. Mișto, man. Ok. Uite-o pe carton chiar. Acum a ajuns la destinație genomul ăla cu mașina. Boys, voi ați observat genul asta, mă zic eu că sunt mai multe creatură Cartoon Cat. Nu e numai una, sunt mai multe. Nu știu dacă ați observat. Bă, urâtule, calmează-te. Ok. Trebuie să se calmeze urâtul ăsta de Cartoon Cat. Mamă, a văzut doi. Acum unde se duce, băi? Se duce undeva la subsol. Să vedem unde s-o duce. Ok. Ma! Ma! Frățiară, dă-i! Fugi de aici! Bă, ai grijă! Deci a ajuns într-un laborator. Deci în laboratorul ăsta cred că sunt ținute creaturile, gen. Mamă, bă, ce ciudat, man. Aici cred că sunt ținute creaturile. Cu Cartoon Cat și cu astea, nu? Așa ar trebui. Ma! Ok. Ma. Ce se aude? Aici, uite, iar un Cartoon Cat. Aici e numai Cartoon Cat sau sunt mai multe creaturi în laboratorul acesta? Cred că trebuie să fie mai multe creaturi, boys, gen, pe bune. Nu numai Cartoon Cat. Ia uite, băi, cum m-au făcut backflip-ul. A spicat jos instant, băi, șmecherilor. Ok. Bun, fraților. Hai să vedem ce o să se întâmple. Mamă. Mamă, boys. Ma. Ce s-a întâmplat? Te-a văzut. Ia-o la fugă. Nu mai ai ce să faci. Ia-o la fugă, frățiorul. Ia-o la fugă că te-a văzut. Ia uite, și Sara te știe și toți te știu, băi, te-a văzut, fugi de aici. Ma! L-am mâncat. O să-l mănânce, o să-l mănânce. Ba nu. A picat Cartoon Cat jos. Și ăștia se duc înapoi. Gata, mă, și aici se termină, gen, personajul principal rămâne în viață? Asta e hotelul creaturilor Trevor Henderson. Ba nu, boys. A, și acum la final cred că este o luptă, ca în orice alt film, nu? Cam așa ar trebui să fie, o luptă de asta în care se bată ăștia, că mă, eu te mor, eu nu știu ce. Știi ce zic, așa ar trebui să fie pe aici, nu? Gen. Cred.
Mamă, ce țipă ăștia, bro! Lasă băi în pace. Ok, fraților, și aici s-a terminat filmul Cartoon Cat, noul film Cartoon Cat in real life. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episod de ce nu faceți o răscheiați la comentarii, pentru că mie mi s-a părut foarte, foarte mișto acest film. Și noi am fost Marius Iacu, v-am băbitor și vă urez o zi minunată. Pa, pa!